Slăvit să fie Domnul! Hristos a înviat! Haideți să deschidem împreună la Cartea Osea, să citim un singur verset din capitolul 7, un nouă. Niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Recitim niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Amin. Vă rog frumos să reluați locurile. Vă aducem salutări sfinte din Cluj. Spuneam și în altă parte, parcă e o ironie a sorții, biserica noastră a pornit de pe o stradă cu numele de ceapă, strada Cepei, și a ajuns pe o stradă cu numele de albină. Am ajuns la miere. Și nu e un lucru rău să știți, chiar dacă strada noastră e un pic contestată, că n-ar avea legătură cu albinele pe care le știm noi, era un nume oricum de, de personaj istoric, de personalitate istorică, dar vă aducem salutul bisericii noastre, salutul bisericii albinii, era o dinioară când eu eram copil, era scris pe frontispiciul de la balcon, a dispărut de acolo scrisul, dar a rămas salutul în inimile noastre. Maranata, Domnul nostru vine. Îl mai așteptăm să vină. Doamne, ajută-ne să așteptăm revenirea Ta. Fraților și surori, mă rugam înaintea Domnului și -a ieri m-am rugat și astăzi și Domnul mi-a arătat, mă rugam în special pentru tineretul bisericii de aici, Domnul mi-a arătat un pomișor, era roadă, dar putea să fie mai multă. Și cred că Domnul așteaptă din partea tinerilor de aici și în special pe linia lucrării Duhului Sfânt se îndrepta o dorință a Domnului, Domnul vrea să boteze cu Duhul Sfânt pe tinerii bisericii de aici. Și atunci, imediat, Duhul Sfânt când vine, dăruiește și roada Duhului, pe care o știm din Galaten și care rugăm pe Domnul Secerișului să o facă o realitate în inimile noastre. Domnul să ne ajute. Apoi, am avut o imagine care a inspirat și mesajul acesta din seara asta, era arătat probabil că cei care vă ocupați cu albinăritul știți lucrul ăsta, o ramă, o ramă cu fagure, era miere pe rama asta, pe fagurile acesta, dar dintr-o parte a acestei rame s-au retras albinele, erau niște albine mai tinere, s-au retras, s-au grupat într-o parte așa mai, mai sus, și acolo vrăjmașul voia să aducă niște păianjeni otrăvitori și să înceapă încet, încet, încet să mănânce puterea. Și Domnul mi-a adus în minte, în inimă, acest cuvânt din Osea din capitolul 7 cu 9 despre străinii care îți mănâncă puterea. Străinii care îți mânâncă puterea. Este o temă actuală, este și pentru mine și pentru fiecare dintre noi. În timp ce mă rugam fraților și surori, vedeam că unii dintre noi erau ațintiți cu ochii înspre niște mașinării de război pe care diavolul le tot aducea în fața ochilor ca să-i tulbure. Și am înțeles că un străin care ne tulbură puterea este știristul, așa l-am numit eu, știristul. Știrile, știrile. Și fraților și suror să știți că o vorbesc și în dreptul meu, că nu sunt imun. N-a venit să vă predice un sfânt. Nu, nici de cum. A venit să predic un om ca și dumneavoastră. Cred că mulți dintre voi ar putea predica mult mai bine decât mine. Aici, Cuvântul lui Dumnezeu vine și ne vorbește despre niște străini care ne mănâncă puterea. Și haideți puțin să vedem ce se întâmplă cu acest știrist, cum l-am numit eu, un străin care mănâncă puterea. O să vedem imediat că intrăm și în contextul cărții Osea. Cartea asta e minunată, să știți, și e foarte actuală. Numele Osea înseamnă mântuire. E asemănător cu Iosua și cu Isus acest nume și această carte a fost scrisă în secolul de aur al profeției, în secolul 8 înainte de Hristos. Aici, în cartea asta, găsim un personaj simbol, este prorocul Osea care are o căsătorie simbol. Căsătoria lui a fost unică în istoria lumii acesteia, pentru că prin ea simbolizează căsătoria mistică a lui Dumnezeu cu Israel și necredința Israelului, exact cum a fost necredința Gomerei față de Osea. Am întâlnit, să știți, oameni care și-au pus înainte problema asta și au spus dacă Osea s-a căsătorit cu o femeie stricată. De ce Dumnezeu nu m-ar chema și pe mine să fac același lucru? Exclus, să știți, n-aș crede nici măcar 1% că Dumnezeu ar chema pe cineva să repete experiența lui Osea. Osea a avut, spuneam, o experiență simbol, a fost o căsătorie simbol, o unire simbol ca să exemplifice unirea spirituală a lui Dumnezeu cu poporul apostat, cu poporul care se lepăda. Dumnezeu nu cheamă pe nimeni, pe nimeni să aibă viața lui Osea, problemele lui Osea, numai dacă, eventual, îngăduie Dumnezeu să nu aibă minte, ia Dumnezeu mintea. Poporul, ca și în cartea judecători, intră în cercul apostaziei, aici în Osea, în timpul acestui proroc și în timpul acel puțin patru împărați îl avem pe Ozia, pe Iotam, pe Ahaz, pe Ezechia, sunt cel puțin patru împărați în timpul cărora acest proroc al lui Dumnezeu, cu inimă deosebită, cu inimă de iubit, cu inimă de părinte, cu inimă de iubitor, cu inimă extraordinară, plină de heșed, de iubirea sfântă a lui Dumnezeu. Poporul intră în cercul apostaziei din judecători, cădere, pediapsă, iubire, reabilitare și însă -și schița cărții se învârte în jurul acestor piloni. Foarte interesant să știți că aici în cartea Osea, ni se vorbește despre multe ipostaze ale poporului evreu. Osea îl ia pe Efraim, îl ia pe Efraim ca punct de referință pentru tot Israelul. Efraim înseamnă rodire, și Osea vine și spune cu alte cuvinte, uite, simbolul rodniciei, Efraim, uite cum a ajuns. Așa este tot poporul lui Dumnezeu. A ajuns aici. Unde este Efraim, este tot poporul. Și de aceea spune versetul 8 și are tot felul de imagini aici, imagini profetice, imagini metaforice. Observați cum spune versetul 6, le arde inima după curse, ca un cuptor. Toți ard ca un cuptor, deja ai vezi pe toți cum ard în poftă, în focul aprins al poftelor, al idolatriei. Versetul 8: Efraim se amestecă printre popoare. Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. Pe o parte e arsă. Arde pentru poftă, arde pentru lume. Pe cealaltă parte nu e nici măcar coaptă. Asta e partea care iodă lui Dumnezeu. O inimă rece. O inimă care îl respinge pe Dumnezeu, o inimă care fuge de Dumnezeu, acesta este Efraim, spune Dumnezeu aici. Versetul nou, îl recitesc, partea întâia. Niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Și vorbeam despre primul dintre acești străini, și anume știristul. Gândiți-vă ce se întâmpla aici. În timpul vieții lui Osea, când se auzeau știrile și bombardau știrile urechile unora, vin asirienii, deja împărăția cealaltă, Israelul, împărăția de nord, a fost cucerită, au luat prinși de război, i-au legat pe frânghi și i-au dus departe, au adus alte popare din alte părți, și le-au plantat în pământul acesta pe care Dumnezeu a spus că îl dăruiește lui Avram și urmașilor lui. Bântuiau știrile. Bombardament de știri era atunci, ca și acum. Am intrat într-o zi pe internet și am citit. Era un sondaj, cineva. Cineva l-a făcut sondajul acesta pe ziua respectivă. A făcut o statistică, 243 de știri, numai despre război, numai despre ră... 243. Pe păi cât timp îți trebuie ție să stai și să tot citești, să tot citești, să tot citești, să tot citești? Și întrebarea mea în seara asta este următoarea. Cât ai citit din Biblie în raport cu ceea ce ai citit pe internet despre ceea ce se întâmplă dincolo de granițe? Pentru că, vedeți, noi avem un Dumnezeu atotputernic care poate să ne protejeze, fraților. Slăvit să fie El! Amină. Și vreau să vă spun o întâmplare pe care o povesteau frații bătrâni. A fost în România un om urmărit foarte mult de securitate. Omul acesta era un om al lui Dumnezeu, în timpul celui de-al doilea război mondial, el a fost luat de Dumnezeu și protejat într-un chip deosebit. Într-o zi au început să sune sirenele prin București. Și sirenele sunau, oamenii erau alarmați și au început să alerge să se adăpostească. Ei căutau adăpost. Omul acesta, fratele Constantin Caraman. I-a întâlnit pe câțiva și ei l-au întrebat, nu știi cumva undeva pe aproape vreun adăpost? Noi suntem disperați. Până ajungem undeva spre centru, probabil că o să vină bombardamentul, vin avioanele inamice și ne termină. Știi cumva vreun adăpost? Și el a zis, da, știu, haideți cu mine. Și ia fratele pe oamenii aceștia și duce la el acasă. O căsuță mică, Amărâtă. Din tot peisajul acela arhitectural al Bucureștiului, se remarca această căsuță prin sărăcia arhitecturii ei și prin tot ceea ce avea. Era micuță și slabă și parcă așa, era curată, dar foarte slăbuță, foarte micuță. Și intră oamenii acolo și spun, bun, hai repede, deschide pivnița. Zice, n-am pivniță. Băi, omule, ai vreun adăpost? Am! Am adăpost! arată ni l O să vi-l arăt, stați liniștiți! Și deschide bătrânul Biblia, liniștit. Măi, dar zice, unde -i? Pe sub pământ. Zice, stați liniștit, eu n-am niciun adăpost sub pământ. Eu am adăpost deasupra pământului. Lăviți să fie Domnul! Și ia bătrânul Biblia, și începe să citească cu voce tare în fața oamenilor, oricum ei nu mai aveau unde să meargă. Citește psalmul 91 cu voce tare. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, slăvit să fie Domnul, și se odihnește la umbra celui atotputernic. Zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare, El este cetățuia mea în care mă încred, El este Dumnezeul meu în care mă încred, lăudat să fie Domnul. Nu mă tem nici de săgeată, nici de ciumă, nici de zece mii, nici de o mie, nu mă tem de nimic, căci Domnul este cu mine. Asta era mesajul și l-a citit. Și a zis către ei, creștini dragi, voi sunteți ortodoxi, poate catolici, poate de altă confesiune, nu contează. Ne punem acum cu toții pe genunchi și chemăm numele Dumnezeului care poate să ne salveze. S-au pus pe genunchi și Dumnezeu și-a întins aripile peste toată casa aceea. Au început bombardamentele, ăștia se rugau, strigau ca și corăbierii lui Iona. Și știți ce s-a întâmplat? După o rugăciune lungă, 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 au încetat bombardamentele, oamenii s-au uitat unul la altul, nicio zgârietură, au ieșit în fața căsuței, casa bătrânului stătea în picioare, în jur erau numai ruine, Dumnezeu și-a întins aripa peste casa aceea. Slăvit să fie Domnul! Fraților și surori, cine din locul acesta crede că Domnul e acela și astăzi? Cine crede? Slăvit să fie El! Și astăzi Dumnezeu poate să protejeze, fraților. Dar haideți să ne uităm la acești străini care ne mănâncă puterea. Haideți să extragem din Cartea Sfântă câteva lucruri despre acești străini sau despre primul dintre ei și anume cel cu știrile. Ne uităm în numeri. La capitolul 13, să vedem ce se întâmplă cu cei care au dus niște știri. Uitați-vă ce spune Biblia despre ei. Și titlul este, cele 12 îi scoade trimise în Canaan. Și știți întâmplarea. Domnul îi vorbește lui Moise, spune versetul 1, și îi spune, auzi, trimite niște oameni să-i scodească țara Cananului și să aducă ceva de acolo, niște știri. Și oamenii merg. Și oamenii se întorc, dar haideți să vedem câteva criterii de identificare ale unui știrist de ăsta care nu după voia lui Dumnezeu. Că sunt și alții, Iosua și Caleb au venit și au adus și ei altfel de știri. În primul rând, un știrist, și vorbesc așa peiorativ, un știrist, vorbește mult, vorbește mult. Dacă găsiți pe internet, uitați-vă numai, Preia cineva o știre, celălalt preia știrea de la ăsta, ăsta ă, altul de la celălalt, altul de la celălalt, altul de la celălalt și tot o preiau așa, din om în om, din site în site, din ziar în ziar și fiecare repetă același lucru, dar cu alte cuvinte, cu alte cuvinte, cu alte cuvinte. Și uitați-vă aici cât vorbește Dumnezeu, capitolul 13, versetul 2. Atât, versetul lui Dumnezeu. Știristul vorbește mult, Dumnezeu vorbește un singur verset. Moise, da, Doamne, trimite niște oameni să scodească țara Canaanului, să trimiți câte un om din fiecare seminție, tot să fie dintre fruntași. Amin. asta a fost uh, cuvântul lui Dumnezeu. Acesta a fost vocea lui Dumnezeu, versetul lui Dumnezeu. Moise, cât a vorbit Moise, uitați-vă. Versetul 17 18, 19 și 20. Patru versete sunt ale lui Moise. Mergeți spre miază zi, vedeți țara, cum e poporul, cum e țara, cum sunt cetățile, cum e pământul. Fiți cu inimă și luați roade și veniți înapoi. Acesta a fost mesajul lui Moise. A vorbit și el destul de scurt. Dar uitați-vă ce se întâmplă, se duc, Străba țara, și după 40 de zile împlinite, oamenii ăștia, 10 plus încă 2, vin înapoi și încep să vorbească. Și spuneam primul lucru, un știrist vorbește mult, 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 mult. Uitați-vă cât vorbesc ei. Versetul 27, 28, 29, punct. Caleb încearcă să remedieze ceva, versetul 31, 32, 33, punct. Eu încep și vorbesc, vorbesc foarte mult. Și în vorbele lor era o mulțime de cuvinte. Și amintiți-vă ce spune înțeleptul. Cine vorbește mult, nu se poate să nu greșească. Așa că, fraților și surori, ce câștigăm dacă noi, și să știți că am apreciat foarte mult, am avut lângă Cluj, am fost cu sora asta și la dumneavoastră, în Porpadea, era sora Saveta, ea avea un singur casetofon acasă, nu avea internet, ce să știe ea de internet, avea un singur casetofon acasă și asculta numai predici. Și am întrebat-o, dumneata, n-asculți radioul niciodată? Ce frate, zice, cam în trei zile se află dacă s-a întâmplat ceva mai important ce îmi zic copiii. Deci eu vreau să-L aud pe Domnul. Ascult aici predici, ascult cântări, mă pun pe genunchi și vreau să am mesajul curat, să pot transmite mesajul curat că eu sunt vasul Domnului. Și eu nu vreau să fiu influențată de alte lucruri din lume, eu vreau să fiu un vas curat. Spuneți-mi un proroc care toată ziua ascultă știri și să știți că mă îndoiesc de adevărul celor care le spune el de la Duhul Sfânt pentru că fără să vrei, fără să vrei te poate influența ceea ce auzi, ceea ce auzi. Știristul vorbește mult, vorbește mult și cine vorbește mult greșește mult. Doi. Știristul exagerează, exagerează. Uitați-vă în capitolul 13. Versetul 27. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Ok. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată roadele. Până aici a fost totul foarte bine. Versetul 28. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Stați un pic, Dumnezeul vostru nu este tot puternic. Fraților, Dumnezeul nostru este tot puternic. Slăvit să fie El. Ne uităm Banca am văzut acolo pe fiul lui Anac, spune. Versetul 31. Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi, dar Domnul nu e mai tare decât ei. Nu știm, nu știm, nu ne suim, nu putem. Și au negrit înaintea copilor lui Israel țara. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o este o țară care mănâncă. Ce înseamnă asta? are tot felul de smârcuri, de mlaștini, cădem în ele și ne-am dus. Asta ori zis -o ei. Ba încă, versetul 33, am mai văzut în ea pe uriaș, pe copilul lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Luați o lăcustă, și vedeți de câte mii sau zeci sau sute de mii de ori e mai mică decât un om. Așa erau chiar atât de mari, erau cât un bloc, zgârie nori, erau uriași ăștia. Dar vedeți cum exagerează știrile? Vedeți cum exagerau ei? Și ei nu s-au uitat la puterea lui, lui Dumnezeu. Care de altfel le-a spus prin Moise? Voi trimite înaintea voastră viespi bondărești și scot afară. Ce dacă sunt uriași? Nu contează. Dumnezeu îi ia tot puternic, El e prea înalt. Ce dacă oamenii ăștia au, spune istoria, excavațiile care s-au făcut, cetăți tip labirint? Uriașul se uita, că doar era mare, nu? Și avea niște zidulețe acolo, așa, așa, se uita, pe unde să meargă, mergea, mergea și ajungea acasă. Dacă când mergea un evreuț, că ăsta era, să zicem, jumate, poate, cât uriașul. Ăsta se rătăcea domnului, intra în labirint ca la dedal și Icar, nu în povestea cu labirintul. Intra, pac, pac, nu, nu, nu mai găsea ieșirea. Dar Dumnezeu a găsit și a avut act de cojocul lor. Că o trimis viespea și la viespea nu-i trebuie să intre în labirint. Mergea direct și îl împungea și ăsta fugea. Și ieșea din labirint și s-ascundea unde? În apă. Și atâta stătea viespe acolo să-l muște și să-l împungă până omul ăsta să neca. Așa a făcut Dumnezeu. Și asta era metoda lui Dumnezeu. Pe lângă îngeri o trimis un roi de viespi. Asta au fost metoda lui Dumnezeu și Dumnezeu a demonstrat că este mai puternic decât cei din Canaan. Dar vedem aici niște oameni care iubeau așa de mult să exagereze, să exagereze. Eu îmi amintesc. Știu că în abecedarul ăla, că nu greșesc, în abecedarul de clasa întâi era povestea aia, poate o știți, cu exagerarea. Să întâlnesc doi prieteni și zice unul, asta o zic pentru copiii care sigur nu or citi abecedarul pe care l-am citit eu. Zice, băi, prieteni, zice, am văzut o varză, cât era de mare, cât o casă. Ăsta, ai de mine, extraordinar, n-am mai văzut așa ceva. Dar zice, stai un pic, că și eu am văzut o oală, era cât un bloc. Hai de mine, pentru ce era oala aia, mă? Ce pot să pui? Varza ta să o băgăm în oală, să facem o ciorbă mare. Eu da lecția, te da lecția. Oamenii exagerează, să știți, și astăzi. Ori murit atâția, i-a zic așa, celălalt așa, celălalt așa, cel. nu ne mai interesează lucrurile astea. Pe noi ne interesează să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Fraților și surori, eu spun cu dragoste, nu-i rău și să nu mă luați că habotnic, și nu-i rău să fii informat, dar să fi dezinformat e foarte rău, să știți. Și atunci, mai bine selectați, avem și în Cluj Radio Vocea Evangheliei, ne Bucurăm de integritatea pe care o au cei de acolo și mai bine ascultăm, eventual, cu o ureche la Radio Voce Evangheliei să auzim ce se mai întâmplă prin lume și atunci suntem informați. Dar e foarte rău să fim dezinformați. Mergem mai departe. Știristul are boala alergărilor fără rost, să știți. Nu a cercetărilor, a alergărilor fără rost. Uitați-i pe ăștia, aleargă 40 de zile, merg, 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 fără niciun rost, fără niciun rost. Și mai găsim pe unul. Amintiți-vă când Ioab s-a dus să se războiască, să se bată cu Absalom. Și este unul care tremură de nerăbdare, avea microbul ăsta, microbul ăsta al știrilor. Nu știu, era bolnav de ceva, dar avea în el mă, ceva ce nu-l lăsa să stea pe loc. Și au zis, vreau să fug. Și zice, eu, tu nu trebuie să fugi, că tu ești un, un aducător de vești bune. Astăzi, fiul împăratului a murit, nu fugi. Ba da, vreau să fug. Și o luat o la fugă. Și când ajunge în fața lui David, David zice, fiul meu trăiește. Ahimaț n-a fost în stare să-i spună împăratului să știi că ăsta e adevărul. Deși el știa. Am văzut-o vălmășeală, nu știu ce s-a întâmplat, și a venit altul și i-a adus boala alergărilor fără rost. Merge mai departe, știristul moare deodată cu știrile lui. Vă citesc aici niște nume. Cine a auzit de Shamua, Shafat, Igual, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Geuel? Cine a predicat vreodată de numele astea? Or murit Spune Numer capitolul 14, versetul 36-37, au murit acolo, înaintea Domnului, loviți de o moarte praznică. 1 Corinten 10 cu 10 spune, loviți de nimicitorul. Auzi! Acum gândiți-vă, fraților și surori, în Egipt, în Egipt, evreii și-au pus sânge pe ușorii ușii, nu știu dacă cineva, vreun evreu în Egipt, a văzut cu ochii realității În cerul nimicirii cu sabia în mână, străbătând ulițele Nu știu dacă l-a văzut cineva Dar dacă cineva l-a văzut cumva într-o viziune, într-o vedenie Cum intra la egipteni sau la evrei care n-aveau sânge pe ușioriușe Și cum lovea, cum lovea, cum lovea Iată că aici a venit același nimicitor din Egipt și să-l vadă cineva, înaintează, înaintează, unde merge? Se duce în seminția lui Ruben, lovește! Pe cine? Pe ăla care a fost și a dus știri cum nu trebuia. Merge în seminția lui Simeon, apoi la Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Neftali și lovește, 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 lovește. Știristul moare odată cu știrea lui. Asta se întâmplă și Domnul să ne ajute să ne ferim de boala aceasta. Al doilea lucru pe care vreau să-l aduc tot de aici, niște străini mănâncă puterea, este străinul numit Comodul, comodul sau leneșul, cum știți dumneavoastră. Există în America de Sud un animal, poate că l-ați văzut, la copiii le place tare să uite să-l admire. Un animal cu niște gheare lungi, care stă agățat de o creangă într-un copac și dacă te duci astăzi la ora asta, cât e 19.56, te duci, îl vezi acolo, el stă, 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 te duci mâine tot la 19, 56, el tot agățat de creangă, te duci poi mâine, tot agățat de creangă, eventual să mută cu 5 cm mai încolo. Te mai duci peste 3 zile tot acolo, un pic mai încolo. Și până în la urmă cade de pe creangă. Ăsta e leneșul, așa se numește, așa numesc oamenii. Dar sunt, să știți, în vremea noastră oameni care sunt și uh, vin străini și ne lovesc. Și vine duhul acesta al comodității. Și acum cu pandemia, cu 2019 și cu COVID-19... A venit diavolul și pe mulți, să știți, i-a lovit. I-a lovit pur și simplu. Mă, nu mai vin la biserică, la casa lui Dumnezeu. Nu mai ies pe drum, nu mai socializează. Se feresc, se tem, nu cumva. Încă am întâlnit chiar și printre slujitori uh, microbul ăsta. Îl sună păstorul pe unul, zice, mă, vii dumnică să predic. Să predici. Zice, vin, dar dacă mă îmbolnăvesc de COVID, te dau în judecată. Nu, stai acasă, stai acasă. Stai acasă și predică singur. Probleme, să știți. Bala comodității, bala nepăsării. Să știți că e bala secolului nostru. E bala secolului nostru. Mai bine stăm fața Și am fost, să știți. Am fost într-o zi la un membru din Biserica noastră. Și ca să nu-l supere pe păstorul nostru, nu cumva să-l sune, să-l întrebe, mă, unde ai fost? El stătea cu un laptop deschis și pe el rula programul din albini. Dar avea lângă un alt laptop și rula alt program, mergeau deodată, ăsta era sonorul la zero și aici era la maxim. Și el asculta alt program, ceea ce îi plăcea lui. Nu cumva să-l sune păstorul să întrebe, măi, ai fost cu noi online? Am fost, am fost, dar el a ascultat altceva. Bala comodității, să știți. Și ne uităm în Biblie și spune Biblia despre Leneș. Amintiți-vă, Leneșul refuză orice profesor. Și ca să nu refuze pe cel mai important pentru el, bineînțeles, înțeleptul îi spune în proverbe 6 cu 6 că Dumnezeu a așezat lângă Leneș un profesor mic, profesorul furnică. Ăsta se bagă peste tot, nu mai vezi că iese acolo, că vă dați seama, o daia bătută cu lut pe jos, nu mai ieșea o furnică. Băi, leneșul, le întoarce-ți numai capul sau pleacă-ți privirea și vezi ce -ți spune profesorul. Du-te la furnică, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Și Dumnezeu zice, uite, și să știți, fraților și surori, nu știu, m-am mirat, între cele șapte păcate capitale, fierate de biserica tradițională, catolică, ortodoxă, între cele șapte păcate capitale alături de curvie, de mândrie, alături de lăcomie, iubirea de bani, este și lenia. Lenia, e păcat capital, auzi mă, lenia, lenea, extraordinar. Și sunt oameni care spun că deja există sindromul oboselii cronice, dar alții se obosesc de când s-au născut. Și Domnul vine și spune, știi ceva? Trebuie să identifici străinii care îți mănâncă puterea. Și ne mai uităm în cartea Osea, fraților și surori, și putem să luăm străinul care ne mănâncă puterea, păcatul, păcatul în general, că până la urmă acolo e esența. Că și lenea, și duhul ăsta de știri, de a vorbi, de a bârfi, de a nu știu ce, de a răspândi tot felul de știri, toate își au rădăcina aici, în problema păcatului. Și găsim aici, în Osea, niște triunghiuri, le-am numit triunghiuri. În străinarea mândriei, triunghiul mândriei, Ozia, Iotam, Ahaz, unul mai mândru ca altul. S-a dus mândria tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus triunghiul imoralității. Osea, Gomera și altul, că Gomera a plecat de acasă. Triunghiul respingerii sau a urii în familie. Israel, Israel, pe care le apădă de Dumnezeu. Loa mi, nu-i poporul meu, lor ruama, cea neîndurată. Este un triunghi al respingerii, al urii familiale. Și sunt atâtea păcate de care Dumnezeu vrea să scăpăm fraților și surori. Și să știți că aici, în Vechiul Testament, și cu asta vreau să închei și să ne și rugăm, există pomenite cel puțin două tipuri de pocăință. Și le găsim aici, în Cartea Osea și nu numai, în toată secțiunea asta a Vechiului Testament pocăință sau întoarcere la Dumnezeu, Uitați-vă în Osea 14 cu 1, întoarce-te, Izraele, la Domnul, că ce ai căzut prin elegere, aduceți cu voi cuvinte de căință, întoarceți-vă la Domnul, e vorba de pocăință. Dar să știți că există, spuneam, cel puțin două tipuri de pocăință. E pocăința ritualică și asta o putem avea toți exterioară, și e pocăința profetică. Pocăința asta e legată, indestructibil, de pocăința cristică din Noul Testament, de pocăința evanghelică. Pocăința ritualică se leagă de exterior. Și eu mă pot pocăi, să știți, în ghilimele zic în exterior, ok, am înțeles, nu mai vreau știri, gata, gata, dar imediat mă pot refugia în altceva, și să știți că am întâlnit oameni care au zis, mă, eu nu mai fumez, dar mănânc semințe. Au început să mănânce semințe ca să nu mai fumeze. Și au căzut până la urmă, au devenit dependent de semințele astea, de floarea soarelui. Am întâlnit oameni. Au înlocuit o dependență cu altă dependență. Și Domnul nu vrea asta de la noi. Nu, nu vrea pocăință ritualică. Pocăința asta, amintiți-vă în Ioel ce spune aici Domnul, în capitolul 2. Versetul 12, dar chiar acum zice Domnul, Întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet, Sfârșiați-vă inimile, nu hainele, adică nu exteriorul. Și întoarceți-vă la Domnul, adică pocăiți-vă înaintea lui Dumnezeu, Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Asta e pocăință ritualică, ține de exterior. Eu vreau să mă pocăiesc, ok, hai să renunț la comoditate. Ce să fac? Ce să fac? Domnul să ne dea putere să trecem și peste comoditatea asta, să știți. Cei care aveți timp și puteți să vă cumpărați cartea cu scrisoria lui John Newton, marele autor al cântării Mărețul Har, are el în cartea lui de scrisori mai multe caractere de oameni și ascultați ce scrie el despre Lenis. Dacă ar fi fost trimis în lume să asculte predici și să citească, să se roage, să converseze, ar trece drept un creștin autentic. Dar judecata lui este slabă și caracterul e plin de lacune. Așteptarea revenirii Domnului, el o înțelege ca pe o scutire de îndatoriri. Familia lui suferă, el mulțumește Domnului că nu este lumesc, dar este un cetățean necredincios și leneș, care face să fie vorbită de rău calea Domnului. Eram copil și era o soră la noi în biserică, Lunea făcea o oală de ciorbă de fasole și toată săptămâna copiii care erau hm, multișor, să zicem, toată săptămâna mâncau ceea ce ea a făcut acolo în oală și ia dă-i, dă -i, dă, -i, dă, -i, dă -i. se ducea, se ducea, se ducea, se ducea și nu mergea în lucruri să știți, că din punctul ăsta de vedere am apreciat-o, la rugăciune, la stăruințe, încoace, încolo. Problema este că și-a pierdut soțul și și-a pierdut mai mult de jumătate din copii. Într-o zi, vă spun ma faza aceasta, fratele Cherecheș din Turda era în câmpia Turzii unde am crescut, era la Amvon și predica. Și zicea el că era, avea multe istorioare. Zice, fraților, era la o nuntă, era la o nuntă, eram și eu acolo, copil, ascultam cu plăcere povestioarele lui despre nunți. Fraților, într-o familie s-a dus păstorul și a întrebat-o pe sora, pe soția omului care era nepocăit, a încercat să-l câștigi pentru Domnul. Da, da, frate, am încercat. Și-a încercat păstorul să-i spună, fă așa, fă așa, am făcut, am făcut, am făcut. Bun, zice, acum mai e ceva de făcut. Ce? Ce? Că o să fac sigur. Să îmi cărbune aprinși pe capul lui. Stă sora, se gândește, zice, auzi frate, apă fiartă i-am aruncat în cap. <laughs> Dar zice, cărbune aprins? n-am îngrămădit încă. Și Fratele, care că ești povestea asta? Și culmea că la nunta respectivă era chiar soțul sorei de care v-am zis, cu comoditatea. Să ridicează ce aici mai este una care aruncă cu apă fiartă. Uite, eu o, căuta, sora să ascundea să nu o vadă. Fraților, haideți să punem la inimă străinii care ne mănâncă puterea. Eu am adus numai două tipuri dintre două. Dar sunt mult mai mulți. Și Duhul Sfânt poate să ți descopere ție și mie, că și eu îi pe ai mei. Și cel mai mult să știți, și nu știu, regula de aur a Bibliei, la Sfințenie și la Dumnezeu nu ajungem pe scurtături, fraților. Dacă vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu, trebuie să ne dedicăm timpul nostru. Măcar 10% din timpul nostru, măcar zeciuiala, să mă rog, cât e asta? Un două ore, două ore și ceva, ce frumos ar fi! măcar atâta, să mă rog, să citesc Biblia, să-L caut pe Dumnezeu, să cânt o cântare, să-mi tremure inima pentru revenirea Domnului, măcar atâta, fraților, că pământului acestuia îi dăm foarte multe și dăm cei mai frumoși ani din viața noastră. Și când ajungem bătrân, ce dăm lui Dumnezeu? Bătrânețile noastre? Îi dăm tâmplele noastre albite, îi dăm dinții care se clatină, îi dăm picioarele care nu mai pot să alerge pe calea lui Dumnezeu, nu mai pot să meargă să ajute un orfan, o văduvă, un necăjit. Asta îi dăm, asta merită Dumnezeu de la noi. Nu, de o mie de ori nu. Dumnezeu merită ceea ce avem noi mai bun și Domnul să ne ajute să ne rededicăm viețile Lui. Fraților și surori, știrile rămân la locul lor lucrurile noastre rămân la locul lor. Să-i dăm lui Dumnezeu partea lui și să ne facem și partea pentru lumea aceasta. Domnul să ne ajute la aceasta. Recitesc versetul sau parte de verset pe care am citit-o în seara aceasta. Niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Să știți că e foarte mare tragedia asta. Foarte... De ce nu-mi dau eu seama? Înseamnă că trebuie să mă pun, să mă rog și să-i spun, Doamne, fă cumva să vină Duhul Sfânt, să-mi deschidă ochii, să-mi deschidă mintea, să văd ceea ce mă împiedică ca să stau înaintea ta, ceea ce stă între mine și tine, care zidul acela, ce trebuie să dau la o parte, ce trebuie să fac eu ca să pot să mă întâlnesc cu tine. Amintiți-vă, fraților și surori, și mi-amintesc că rememorez și eu. Azi am, am fost la un botez, nu? Am fost la botez. Știți cum mă rugam eu înainte de botez? Frică pe mine, Domne, nu cumva să vină Dumnezeu la noapte. Și mă duceam și mă puneam pe genunchi odată, de două ori, de trei ori, de zece ori pe zi. Și spuneam, Doamne, știi ceva, te rog frumos, nu veni acum. Mai lasă-mă un pic până mă botez și nu paia te rog să vii că nu vreau să ajung în iad. Și mai trecea iar noaptea, oh, nu a venit Domnul, m-am trezit, Doamne, fi lăudat abia aștept, trebuie să mă botez că altfel, nu știu, mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie împotriva mea, iar mă puneam pe genunchi. Te rog frumos, ascultă, mă nu veni nici astăzi. Și asta era dorul și dorința mea, să pot să mă botez și să pot să mă întâlnesc cu Domnul. Și apoi m-am dus și Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt, m-am dus la stăruință și a venit Domnul și m-a prins în, în lanțurile dragostei lui, în funile dragostei lui și mă bucur de lucrul acesta. Fraților și surori, amintiți-vă cum eram altă dată, cu câtă iubire mergeam la casa lui Dumnezeu, cum ne dădea Domnul vorbire în altă limbă, poate cântare în altă limbă, cum te cerceta Dumnezeu, cum îți inspira cântări și în te în miez de noapte și scriai o cântare și auzea toată țara și gloria era lui Dumnezeu pentru că Domnul ți-a dăruit-o. Nu era de la tine, era de la El. Și cum îți dădea Dumnezeu cuvinte în rugăciune să te rogi pentru cutare, pentru cutare, problemele se rezolvau pentru că era Duhul Sfânt la cârmă. Și cât de jos am căzut noi ca pocăiți, cât de comos suntem de multe ori, dacă te sună cineva la miezul nopții să-ți ceară ceva, poate te superi și s-a întâmplat să știți. A fost odată un frate și povestea plângând. Zice, mă folosea Dumnezeu în multe lucrări și într-o noapte m-a sunat cineva și a zis, cineva e bolnav, hai și roagă-te. Și zice, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, nu li rușine la oamenii ăștia să mă scoale pe mine robul tău în miez de noapte, dar nu mă pot suna mâine zice, din momentul acela n-am mai avut de la Dumnezeu nicio putere să mă rog pentru nimeni. Și Dumnezeu n-a mai vindecat, n-a mai eliberat, pentru că o zis Dumnezeu, știi ceva? Te las în pace și darul dau la altul. Amintiți-vă cum erați altă dată, să-mi amintesc eu cum eram altă dată. Când veneau și era la stăruință furnicăturile aia și cercetarea aia și ți Duhul Sfânt în adâncul ființei tale și umplea totul și simțeai că ai o dragoste așa de mare, era o tânără, spunea, așa putere simt, că dacă aș da un pumn la stâlp ăsta, era un stâlp cam așa de gros, simt că l-aș face țândăr, dar asta era numai în simțul ei, pentru că a umplut-o Domnul de putere, de dragoste. Simt că așa de plin de dragoste a lui Dumnezeu, că aș putea îmbrățișa toată lumea asta, spunea un tânăr. Tânăr, la un moment dat cineva a început să vorbească în altă limbă și a fost curios ce vorbește și s-a dus la un traducător autorizat cu cuvintele scrise și știți ce vorbea într-o limbă asiatică tu ești ceea ce îmi lipsește. Asta era direct adresată de Duhul Sfânt lui Dumnezeu. Tu ești ceea ce îmi lipsește. Amintiți-vă de atâtea experiențe că fiecare le avem cu Dumnezeu și haideți să identificăm străinii care ne mănâncă puterea fraților. Îs atâția și pe atâtea paliere ale existenței noastre. Fiecare are propria lui existență, propriile lui experiențe și cu Dumnezeu, dar și cu străinii aceștia. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne elibereze, Doamne cercetează-ne. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să ne rugăm.